Serviciul SMURD va fi inaugurat la Târgu Jiu abia atunci când lucrurile se vor liniști în țară și nu vor mai ieși oamenii în stradă, pentru ca la evenimente să ajungă și ministrul Sănătății, Ridley Ladislau, și ministrul de Externe, Traian Igaș. Cel puțin asta susține prefectul Liviu Andrei, care, deși a recunoscut că mașinile și echipajele de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență sunt pregătite să intervină, acest lucru nu se va întâmpla până la sfârșitul lunii. Când mașinile au venit, le-am înregistrat cu numere de mai, personalul pregătit. Sunt aceste probleme, trebuia ca astăzi să facem inaugurarea, dar pentru că sunt problemele care le știți și dumneavoastră la nivelul țării, cei doi miniștri n-au putut să se deplaseze la Târgu Jiu ca să putem să facem această inaugurare, din păcate. Socoteala lui Liviu Andrei nu s-a potrivit deloc cu cea prezentată de șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Liviu Dumitrașcu. SMURD-ul sper să-i dăm drumul până la sfârșitul lunii. Din păcate, a existat probabil o deficiență de comunicare. Noi nu am spus niciodată că astăzi va fi lansat SMURD-ul la Târgu Jiu. Suntem în procedurile de autorizare și avizare, datorită faptului că ambulanțele au trebuit înscrise în circulație. Ieri, o comisie din cadrul Ministerului Sănătății a venit la Târgu Jiu pentru autorizarea spațiilor în care vor funcționa structurile SMURD din cadrul ISU. Serviciul Medical de Urgență, Reanimare și Descarcerare va funcționa cu subofițeri pregătiți ca paramedici.